A cumpărături și a primit rest o bătaie soră cu moartea. Un bărbat a ajuns cu maxilarul rupt, capul spart și hainele pline de sânge la spital. A făcut greșeala să intre cu soția în același magazin în care era și un rival mai vechi. Un bărbat pe care îl servise cu același tratament în trecut, dar cu care se părea că s-a împăcat. Bătăușul care l-a călcat în picioare a promis că urmează și runda a doua. Mandibula e strâmbă și ruptă. Ruptura de piramidă nazală, cel mai tare și cel mai tare mă doare faptul că putea să-mi ia viața. O răzbunare dureroasă pentru o ceartă mai veche. Tânărul și soția lui s-au întâlnit în această dimineață cu bătăușul la un magazin din cartierul în care locuiesc. Am căutat orice motiv să nu vă servesc pe tine și pe el. Da? Știi foarte bine da? Ce faceți. Prostă. De ce ați văzut? Da? A căutat orice. Nu e adevărat. Nu face nimic. Vânzătorul recunoaște că le-a cerut celor doi soți un preț de 3 ori mai mare pentru o cutie de iaurt și o sticlă de suc. Soția vânzătorului a zis, dă-i dracu atunci, dacă nu vor să mai cumpere, lasă-i să plece. În urma lor a ieșit din magazin și celălalt bărbat. Ar fi luat de pe jos o piatră zdravănă pe care ar fi aruncat-o direct în capul tânărului. Cu fața plină de sânge, victima s-a prăbușit la pământ. M-a văzut inconștient jos și el m-a bătut cu picioarele până s-a săturat el. Se pare că se cunoaște cu agresorul de aproximativ un an de zile. Și în această dimineață, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, s-ar fi luat la ceartă. Agresorul a dispărut între timp, iar vânzătorul de la magazin pretinde că nu-l cunoaște. Vă rog frumos să nu mințiți, eu știu că sunteți prieteni cu acela cu agresorul. Același agresor pe care astăzi l-ar fi amenințat pe bărbatul aflat încă pe patul de spital. A spus că o să l-atace din nou, când o să iasă din spital o să îl bată din nou. Victima a depus deja o plângere oficială pe numele agresorului. Polițiștii de la secția 25 au deschis un dosar în acest caz, iar bătăușul riscă până la 15 ani de închisoare, dacă va fi acuzat de tentativă de omor.